Bună ziua tuturor! Am comandat și am primit o tabletă grafică. XP Pen în versiunea 03, Star 03 V2 Pen Tablet. N-am desfăcut-o încă, acum urmează să o desfac. Trebuie să vă spun de la bun început că am dat pe ea vreo 240 de lei. Și sau 250 de lei și este prima mea experiență cu o astfel de tabletă. Văd aici câteva specificații, zona activă 10x6 inch, nivele de presiune 8192 de sensibilitate, sau cred că spun bine, nu sunt foarte familiarizat cu termeni, dar sper că spun bine, sensibilitate la cum tableta interpretează apăsarea cu acest creion probabil pe suprafața ei, 8192 de nivele. Nu sunt foarte sigur de ce înseamnă asta, dar probabil urmează să văd. Înțeleg de aici că acest pen, acest creion nu are nevoie de baterie. Probabil e un lucru bun. Am 8 taste, se văd aici și pe imaginea asta, sunt 8 taste. Se conectează prin USB, asta este bine. Are o rezoluție de 5080 LPI, care înseamnă lines per inch, și aici se conectează la sisteme de operare Windows sau Mac. Made in China, mă rog, este proiectată de nu știu ce, ceva în California și este fabricată în China. Nu-mi dau seama cât poate să fie de grea această cutie, undeva spre, cred că spre 0,8 sau 1 kg. Și hai să o desfacem. Trebuie să mai spun că am primit și manual. Acesta e manualul. Deși am cumpărat tableta de la o companie românească, de la o firmă românească, am primit acest manual. Partea bună este că l-am primit. Partea proastă este că l-am primit în poloneză sau în cehă, nu știu în ce limbă este. Sigur că o să încep și o să mă uit la aceste imagini, să înțeleg ceva de aici. Și oricum, voi căuta un manual în engleză pe internet sau poate că este unul înăuntru. Hai să vedem ce este în tabletă, înăuntru cutiei, să vedem ce. Ia să vedem. Aici este un cablu. E un cablu USB cu conector. Sigur că da. Și e așa, e destul de ușoară tableta. Aha, uite aici manualul. Uite aici manualul. Ăsta este în engleză. Iată și penul. Aici cred că este suportul format din două piese, pe spate nimic. Deci aici este suportul. Trebuie să mă lămuresc cum se folosește și acest suport de creion. Cât de complicat poate să fie. Ceva de genul acesta. Și probabil creionul se poate pune și așa, se poate pune și în picioare. Vedem imediat. Și hai să desfacem tableta. Simpatică vulpița asta sau ce este. Să desfacem tableta. Cum vă spuneam, este prima mea experiență cu astfel de tabletă grafică. Eu am luat-o atât pentru fica mea, care are ceva talent la desen și cred că aș vrea să-i cultiv acest talent, dar și pentru mine, pentru a face unele lecții video de matematică. Deci probabil scriu aici și ce scriu cu ajutorul unui program se va vedea pe ecranul laptopului. Sigur că aș fi preferat ca ceea ce scriu să se vadă direct pe tabletă, dar am văzut că sunt niște modele mai scumpe. Și ca atare,
cel puțin ca primă experiență, până îmi dau seama dacă este sau nu este ceea ce vreau, am preferat o astfel de variantă. Creionul. Și sincer, se ține bine în mână. Aici probabil că această folie se dă jos și mai este o folie aici și apoi se scrie pe el așa. Da, se ține destul de bine în mână. Văd aici ceva, un butonaj sau ceva, ăsta probabil este să scot vârful sau nu, nu știu, trebuie să citesc. Aici din două bucăți nu-mi dau seama, nu-i fac nimic deocamdată, trebuie să mă uit în documentație. Acesta este suportul, zicem că pun așa și pun penul aici sau pot să-l pun așa. Da, bun, interesant. Ok, să încerc să o conectez și revin. Am înlăturat toate foliile de pe tabletă, în special în zona aceasta. Am conectat tableta la laptop. Este foarte simplu de conectat. Și am început deja să folosesc. Am găsit pe site tot ce lipsea, adică manualul în limba engleză. Nu există un manual în limba română. Am găsit driverle, am instalat, o să vă arăt imediat. Și de asemenea am citit acolo că acest creion, acest stylus, are vârful de schimb. Și l-am găsit aici. Deci acesta este un vârf de schimb. Da? Probabil acesta se tocește, se uzează în timp și aici sunt 8 vârfuri de schimb. Instalarea merge destul de rapid. Este destul de simplu de instalat. Creionul se simte bine în mână. Se poate desena cu el. Sigur, trebuie să mă obișnuiesc astfel încât ceea ce desenez aici să se reproducă și să apară pe ecranul laptopului. Haideți să vă arăt. Am accesat site-ul www.xp-pen.com. Din ce văd aici, compania asta chiar face o gamă destul de largă și destul de interesantă de tablete grafice. Astea probabil sunt mai ieftine și acestea, pe care se și vede color și așa mai departe, cum e și aceasta, sunt din gama mai scumpă. O duc aici la Products. Sunt o mulțime de tablete grafice. Nu sunt eu la nivelul de a desena așa ceva, deci nu am luat o astfel de tabletă. Ci am mers mai jos, mai la gama New Entry, sau mai bine zis la gama celor mai ieftine. Să vedem dacă este în această listă ce am cumpărat eu. Ar trebui să fie, este un Star 03, aici este 06. Ia să vedem, uite aici View More. Și ar trebui să apară și tableta pe care am luat-o eu, aceasta este. Da, deci este un Star 03 V2. Learn More. Și aici este o prezentare simplă, care arată bine, de efect. Se pare că sunt și două versiuni, cea pe negru, pe care o am eu, și una pe alb. Aceasta pe alb nu era la magazinul unde am cumpărat-o. Arată aici că se poate scrie de mână și câteva programe compatibile. Painter, Adobe Illustrator, Photoshop, Maya, 3D Studio Max și ZBrush. Și aici o prezentare foarte simplă. Zona activă este 260x170 de mm. Masa produsului este de 610 grame. Am zis puțin mai devreme că în jur de 800 de grame. Este de 610 grame, probabil 800 de grame cu tot cu cutie. Și ce include pachetul? Aici mă interesează foarte tare, sunt acele 8 vârfuri
care sunt de schimb. Și aici avem zona de descărcare a driverului și a manualului. Haideți să vedem. Am găsit aici manualul în engleză, în portugheză, în poloneză și așa mai departe. Văd și niște versiuni mai vechi ale manualului. Eu am luat-o pe aceasta prima de sus și este destul de ușor de înțeles cum se folosește tableta. Și aici sunt driverele pentru Mac și pentru Windows. Aici la Windows ce am văzut sunt două drivere. Este acesta mai vechi, 1.6.4 nu știu ce, și este din 16 august 2021. Ei bine, eu l-am descărcat pe acesta, 3.2.2. nu știu ce, din 18 februarie 2022. Download, programul se descarcă, se instalează. Foarte important este că atunci când sigur se descarcă o arhivă zip, se extrage conținutul acestei arhive zip, este un executabil. Ei bine, când rulați acest executabil, este bine să faceți clic dreapta pe executabil și să rulați acest installer, acest program de instalare cu drivere în mod administrator. Este foarte, foarte important ce tocmai am spus. Nu știu dacă scrie undeva pe aici chestia aceasta. Eu am instalat programul fără modul administrator, pur și simplu. Dublu clic și, mă rog, sigur, programul s-a instalat, dar tableta nu îmi era recunoscută în acest Windows 8.1 pe care eu l-am pe calculator. După ce am dezinstalat și am instalat din nou driverele acest 3.2.2, dar de această dată în mod administrator, programul a mers și tableta a fost imediat recunoscută. Deci, recomand, așa cum am spus, instalarea în mod administrator. În urma instalării, există această aplicație, să zicem, de configurare. Opțiunile sunt foarte simple. Poziția se poate determina poziția în care să activeze acel pen, acel stylus. Da? Se poate roti. Aici nu este rotită și atunci tableta este poziționată landscape. Se poate bifa 90 de grade și atunci ea se așează practic în picioare în modul portret. Sigur, o să o folosesc deocamdată nerotită. Sunt niște setări pentru pen, pentru creion. Aici sunt acele două butoane de care spuneam puțin mai devreme. Ele se pot sunt implicit în partea de sus se poate face trecerea între gumă și creion, iar în partea de jos este clic dreapta. Dar, sigur, aceste acțiuni se pot configura și, mă rog, aici sunt o mulțime de opțiuni. Nu intru deocamdată în aceste setări pentru că sunt foarte, foarte începător și prefer să merg pe setările de fabrică. Aici se poate folosi în modul mouse sau în modul Windows Link. Am observat că dacă bifez mouse aici, mouse-ul conectat la calculator se dezactivează și practic cursorul penului devine mouse, ceea ce este puțin ciudat, nu știu, n-am intrat foarte mult în amănunte, iar dacă bifez acest Windows Link, de fapt opțiunea este bifată în mod implicit, pot să folosesc acest pen și inclusiv tableta grafică foarte ușor cu Microsoft Word, cu PowerPoint în Corel și așa mai departe. Iar aici, dacă iau creionul și încerc să desenez ceva, uitați, mișcă mouse-ul, îl mișc cu ajutorul creionului, da, cu ajutorul penului și mi-apare undeva aici current pressure, cât de tare apăs pe această tabletă. Aici doar l-am pus pe tabletă și sunt undeva la, să zicem, între 500 și 1000 și ceva. Iar dacă apăs puțin mai tare, atunci urc 5000 și așa mai departe. Dar parcă n-aș vrea să trec cu penul prin acest pad pe care scriu. Mai sunt aici shortcut keys. Tableta are în partea din stânga 8 butoane, care sunt notate aici K1, K2 până la K8. Sigur, ele au o setare inițială
și se observă aici foarte bine setarea, inclusiv funcții de zoom, de undo, de zoom in, zoom out și inclusiv aici show driver panel, adică dacă închid această fereastră și apăs pe butonul 8, pe capa 8, acest panel redevine vizibil. Cum spuneam, pot să personalizez și aceste butoane, dar, repet, cum sunt foarte începător, prefer să nu fac deocamdată acest lucru. Aici mai este un buton de configurare. Se poate importa, se poate exporta o anumită configurație, ceea ce eu o găsesc foarte interesantă, pentru că dacă sunt 2 sau 3 utilizatori ai acestei tablete pe același calculator, să zicem, fiecare își poate crea propriile setări și apoi își poate exporta și, bineînțeles, importa ulterior aceste setări. Iar când vine un alt utilizator, și el poate face același lucru. Mai este aici un diagnostic tool în care îmi arată productul, îmi arată device-ul, îmi arată versiunea, nu știu ce, nu știu ce. Aici, în această zonă, deocamdată nu scrie nimic, dar dacă iau penul și îl pun pe tab, deocamdată nu l-am pus pe tab, vedeți că zona aceasta de aici, la current pressure, nu este deloc activă, eu doar sunt cam la 12-15 milimetri deasupra tabletei. În momentul în care ating cu penul, ating padul tabletei, se observă și această zonă de current pressure. E interesant acest lucru și o să vedeți de ce spun asta în momentul în care voi desena. Cam asta să spunem despre această fereastră cu setări. Deci este foarte important să urmăriți pe site și să descărcați ultima versiune, care spuneam acum este Xpen Win 3.2.2.211 nu știu ce. Deci download aici, descărcați și instalați driverle, atenție foarte mare, în mod administrator. Deci clic dreapta pe acel executabil pe care îl extrageți din arhiva zip și faceți instalarea în mod administrator. Dacă mă duc, să zicem, aici în Word, sigur, aici pot să am, scriu pur și simplu un text, dar pot lua penul. Vedeți că în acest moment mișc cursorul mouse-ului cu ajutorul penului. Mă duc în acest colț aici, selectez pen, selectez grosimea și culoarea. Să știți că nu ating cu mouse-ul, de fapt nu ating cu vârful, am greșit, nu ating cu vârful penului, nu ating padul. Da? Sunt undeva deasupra și pot să fac foarte ușor selecția, să zicem aceasta, și hai să alegem și culoarea, să fie cu roșu. Acum ating, da? Și acum pot scrie. E puțin mai dificil pentru că nu sunt obișnuit cu acest lucru. Să zicem 3 plus 3 egal cu 6. 13 plus 3 egal cu 16. Dar nu-mi place cum am scris 16. Și atunci apăs pe butonașul de pe pen, se transformă, acel cursor se transformă într-o gumă, pot să șterg, mai apăs o dată, revine la vârful de creion și acum pot să pun aici 16. Am scris chiar mai urât decât era mai devreme, mai încercăm o dată. Cam așa ceva. Sigur, încerc să scriu un text, zicem aici Hello. Așa am văzut pe marea majoritate a celor care prezintă astfel de tablete că scriu Hello. Scriem și noi la fel. Aleg aici culoarea neagră și pot să aleg de aici, să aleg, să zicem, o culoare puțin mai diferită, ceva între maro și negru. Vedeți că și acest vârf este mai
este mai gros. Practic, dacă doar ating așa suprafața padului, linia este cumva subțire. Dar dacă apăs, repet, nu apăs foarte mult, dar dacă apăs, linia devine puțin mai grosă. Da? Sunt pe aici tot felul de, inclusiv așa, da, mi se pare deja mult prea gros, dar poate că este util pentru cineva care desenează. Iar dacă apăs, vedeți, se face, cred că se face poate de 1,5 ori mai gros decât este inițial. Asta este în ord. Să zicem că vreau să punem înapoi pe un de ăsta, să zicem că vreau să desenez ceva. Aș vrea să desenez un triunghi. Deci, a trebuit să fac așa, să fac așa și să fac așa. Nu este foarte frumos, nici foarte urât, dar mi-e mult mai simplu să-l desenez la fel pe hârtie cu creionul. Așa, practic, mă uit în ecran și stau cu penul pe padul tabletei. E o experiență cel puțin interesantă și necesită obișnuință. Am încercat să duc o perpendiculară. Nu e chiar ce a trebuit să fie. Am șters-o. Încerc încă o dată. E ceva mai bine. Și acum să facem triunghiul. Deci să zicem A, B și C. Dacă vreau să dau mai jos pagina, pur și simplu din mouse, din rotița mouse-ului, sus-jos de aici, sau cred că merge și cu penul, ia să vedem, în zona aceasta, dacă apăs aici, da, merge. Și dacă apuc de acest slider, ar trebui să meargă și cu slider. Da, este cel puțin în mod evident necesită ceva obișnuință. Da, cred că este ok. Și aici vreau să și scriu că să zicem A B pătrat plus AC pătrat egal cu BC pătrat. Și foarte important de subliniez. Vreau să șterg. Trec pe gumă și am șters. Da, e interesant. Ia să vedem cum facem în Paint. În Paint, să zicem că vreau să desenez ceva. Aleg de aici creionul. Facem, uite așa, un nor. Să zicem că e bine. Punem pe instrumentul de fil. Alegem de aici o culoare, să zicem acest albastru. Și încerc să umplu norul. Aha, a mers. Și acum aici ar trebui să fac zoom. Nu mai știu care sunt tastele de zoom. Asta e undo. Zoom in. Asta ar trebui să fie zoom in, dar nu știu de ce nu merge. Vedeți că apare în partea de jos zoom in și zoom out. Probabil trebuie ținută cu tasta control apăsată, ia să vedem, dacă țin control apăsat și apăs pe zoom in, nu vrea. Dar cred că e o chestie de setare, așa că voi încerca să fac click aici. Interesant e că nici din mouse nu merge să fac zoom in. Și atunci înseamnă că e chiar o chestie de setare și probabil această tabletă și penul au luat controlul. Ia să vedem dacă dezactivez pe asta Escape. Încerc să dezactivez găleata de fil. Nu merge. Încerc să fac zoom din mouse. Nu merge. Mișcă mouse-ul, mișcă cursorul, dar nu pot să fac zoom. Nu pot sau nu știu. Nu știu eu, probabil. Vreau să șterg. Și șterg. De aici pot să-mi aleg
o altă grosime de linie. Să zicem că vreau să desenez cu roșu. Și de ce nu m-a lăsat să selectez o altă grosime de linie? Ba da, de aici. De aici. Da. În mod evident este chestie de obișnuință. E prima mea experiență cu astfel de tabletă grafică. N-am mai folosit până acum. Nu sunt nici pe departe un artist. Am luat-o pentru fica mea. Încerc și eu să mă obișnuiesc puțin cu tableta. Deci încă vreau să șterg și pot să șterg. Da. Pot să trec și între programe, cred, ia să vedem dacă pot să trec în Word. Dacă fac aici, da, am trecut în Word și aici în Word tot așa pot să desenez. Din ce am văzut, pot să instalez inclusiv un alt program mult mai performant, cum ar fi Adobe Illustrator sau Corel Draw și să desenez acolo. Dar, de fapt, problema mea este lipsa talentului de desenat, la desenat, decât programul în care se face desenarea. Cam asta, referitor la această tabletă, pentru 250 de lei, cred că merită din plin banii. Și chiar vă recomand pentru copii să se joace, pentru dumneavoastră să vă jucați. Tinsă cred că este și foarte utilă pentru profesorii care fac ore online sau care încearcă să explice în mod, hai să zicem așa, prin intermediul platformei Teams sau Zoom, să facă niște lecții cu niște elevi. Cred că o astfel de tabletă este foarte, foarte utilă. Și chiar recomand cumpărarea ei. Nu știam nimic despre această companie până astăzi, când am primit tableta. Și sincer să fiu, eu sunt mulțumit, undeva un 9 din 10 pentru calitatea și pentru ceea ce am primit. Cam asta. Toate cele bune. La revedere!